acum merg. Gata. Acum merg, gata, gata, gata. Ne-am întors și cale. 7 și 30 de minute. ne e din ce în ce mai greu în piața Unirii, dar asta doar când vorbim de mâncare. În rest ne descurcăm foarte bine. Da, formidabil de primitori, timișoarenii. Știam noi ceva, dar ca anul ăsta n-a fost niciodată. Așa e. Ce ar fi timișoara fără noi? echipa de la deșteptarea. Clătitele au fost cu dulceață de nectarine făcută la cuptor. Hai de oameni. <laughs> N-am mai mâncat niciodată, vă spun că e foarte bun. Și ce ar fi capitala europeană a culturii fără comunicarea lucrurilor minunate care se întâmplă aici? Dați-mi voie să vă fac cunoștință cu Oltea Zambori, director de comunicare al proiectului. Bună dimineața, Oltea! Bună dimi! o ce bucuroasă ești că te-am trezit la ora asta! Uite-te la ea, radiază, toată suntem live pe Facebook. Comunicarea se face. Ea a rămas o seară în piață la jazz. dar Noi am plecat să ne culpăm. Nu aveam cum să ratez. Aha. Festivalul Hai de jazz e în sufletul a. meu de mulți ani, de prin 2013, de la prima ediție. De Hai, Hai să-i dăm fetei o cafea, Dacă <laughs> se poate să o ajutăm cumva, că și ea ne-a ajutat pe noi. Deci director de comunicare, noi Oltea știm de foarte, foarte mulți ani, mă bucur că ne-am reîntâlnit și mă bucur că te ocupi de ceva așa grozav. Spune-le ascultătorilor, nu știi pe scurt, ce presupune jobul tău? Uh, da, <laughs> bună întrebare. Păi, uh, jobul meu presupune să comunic uh, împreună cu echipa de la Asociația Timișoara 2023, de la echipa Centrului de Proiecte și de la echipa de la Consiliul de Timiș să comunicăm împreună. Tot programul cultural care înseamnă peste o mie de evenimente tot anul. Uh, plus uh, să comunicăm practic ce înseamnă timișoara în tot acest context cultural. Uh, pare pretențios, dar nu e chiar așa pretențios pentru că totuși evenimentele sunt faine și avem uh, carne pe oase, ca să zic așa. Ha, ha. Și ai o redacție întreagă care te ajută, nu? Uh, avem, suntem foarte mulți la asociație, bine. Noi ne ocupăm și de comunicare, ne ocupăm și de voluntari acolo, ne ocupăm și de atragerea sponsorilor. Avem treabă destul de multă și lucrăm împreună să comunicăm toate lucrurile astea. Suntem multicei, dar tot puțin pentru cât avem de lucru. Și cum este ocup de comunicare, de știri pozitive până la urmă, că tot ce se întâmplă aici este content pozitiv într-un peisaj media în care. Na, Totul este dominat aproape exclusiv de știri negative, de lucruri rele care se întâmplă în țara asta. Păi nu e așa greu, că de, vorbind de carnea de pe oase, evenimentele sunt de așa natură încât ne entuziasmează și pe noi. Și știți și voi foarte bine că atunci când ești entuziasmat de ceva, îți vine mult mai ușor să găsești... De, Um, unghiul ăla de comunicare pe care îl caută toată lumea În momentul în care face comunicare pentru un proiect Și ne e destul de simplu, nu e așa complicat Și e foarte fain pentru că uh, Noi vedem rezultatul palpabil Ieșim din birou și vedem oameni pe stradă Care se grăbesc să ajungă la diverse evenimente în timp util uh, Și uh, vibe-ul ăsta e superb uh -huh. Sunt evenimente care sunt mai ușor de comunicat, unele care sunt mai greu de comunicat. Până acum, suntem la jumătatea anului. Care a fost cel care a stârnit cel mai mare interes? Cele mai multe întrebări? Care a fost cel mai puternic eveniment din uh, proiectul Capitala Europeană a Culturii 2023? Probabil deschiderea, deschiderea, evenimentul de deschidere, da, care a avut un mix cultural și uh, etnic uh, pestriț. Uh, și este evenimentul care a suscitat, să zicem, cele mai mari uh, cel mai multe critici, ah, critici, poate. de ce? Critici. Um, în primul rând pentru că oamenii nu știau neapărat cine urcă pe scenă, care mulți au acuzat lipsa legăturii cu Timișoara a artiștilor de pe scenă. Adică ce, că nu erau artiști timișoreni? Dar decât că erau, ca să okay. zic așa. <laughs> <laughs> pentru că fiecare în spectacolul de deschidere, cel care s-a întâmplat fix aici în Piața Unirii, Uh, fiecare artist invitat din altă parte a fost acompaniat de câte un artist timișorean. Uh, și a fost super frumos, foarte frumos, piața plină, multă lume. Oamenii care au fost aici în piață au apreciat foarte mult. Cei care n-au fost au fost cei care au uh, avut poate mai multe critici. Pe de altă parte, uh, ce a fost foarte, foarte frumos uh, în weekendul de deschidere. Uh, deschiderea expoziției Browner, Victor Browner, care e un uh, pictor uh, pe care multă lume nu cunoștea, uh, și deschiderea expoziției Chronic Desire, care a însemnat o expoziție întinsă în cinci spații neconvenționale din oraș. Uh, ambele au adus aproape de 100.000 de vizitatori până la închiderea expoziției, deci expozițiilor, deci practic uh, cred că our work here is done. <laughs> Oricât de greu ar fi uh, sunt uh, lucrurile astea pozitive se văd și până la urmă ajung la suprafață. Nu am remarcat că sunt foarte mulți străini. Pe străzile din Timișoara. Asta e foarte bine. Da, cam am remarcat sau că sunt? <laughs> nu, și vei. una și cealaltă. Și cu siguranță că ai observat și tu, se vorbește într-o mulțime de limbi pe aici. Acum, în privința comunicării, sigur că multe din aceste evenimente au conținut. Local și pentru ei, dar este și media străină? Ai primit solicitări și din partea, din partea ziariștilor străini? Care interesul străinilor față de evenimentele de aici? Uh, chiar ieri am făcut, uh, am făcut un raport, pentru că noi facem și rapoarte de comunicare și așa mai departe. Și am avut uh, anul acesta, până la acest moment, undeva pe la 100 de jurnaliști străini care au venit deja în Timișoara până acum chiar zilele astea avem un grup de 10 jurnaliști străini din uh, Anglia, Ungaria, Croația, Italia, Franța și cred că cam atât la tura asta de press strip. Um, Și interesul este din ce în ce mai mare. Acum noi am avut în Timișoara multă presă străină și presă importantă internațională de la BBC în jos. Ceea ce, până la urmă, înseamnă că interesul e mare pentru Timișoara. Așa, acum nu că vreau să mă laude și vreau că. <laughs> da. Dar um, sunt jurnaliști care au vizitat deja toate cele trei capitale europene ale culturii de anul acesta și uh, ne-au felicitat că a noastră este cea mai vie. Ah, ce frumos. Și da. care sunt celelalte două? Elefsina în Grecia, uh -huh. este un orășel la, în apropierea Atenei și uh, vezi cu regiunea Balaton, din Ungaria. Am înțeles. Dar presa română cum care e interesul? În afara de Europa FM, desigur. Foarte mare. Okay. În afară de Europa FM, da, vă mulțumim încă o dată că ați acceptat mulțumim să că veniți. ne găzuiți. Eu am crezut că ăsta e principalul obiectiv în tot ce s-a întâmplat. Practic, de-aia am făcut capitala culturală. Să da, 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 veniți da, da. voi la Timișoara și nu ne pare rău, uite. Aparent nici vouă, dacă plecați nu, nu, nu. un pic mai împliniți, trupește, da. sufletește. Suntem foarte bine, mulțumim. Așa, e perfect atunci. Da, și interesul presei române este mare, um, nu cred că e cineva din presa românească uh, relevantă care să nu fi fost uh, la Timișoara până acum sau care să nu se pregătească să vină. Tu lucrezi cu artiști, cu politicieni în sensul de administratori, care sunt și finanțatorii ai evenimentelor de aici, cu presa. Ești undeva la mijloc, în mijlocul acestui triunghi. Cum te adaptezi? Că cu cine e cel mai complicat și cu cine e cel mai ușor să lucrezi? Cred Na. că fiecare zi pe rând aici, la, la toate lucrurile astea. Într-adevăr, structura asta de guvernanță, spus un pic pretențios. aceea în care există trei finanțatori, Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean, presupune un pic de diplomație politică la care eu recunosc că foarte deschis că nu mă pricep foarte bine, dar învăț. Ce e foarte fain la acești finanțatori este că ei în sine sunt oameni tineri, oameni care au sunt umblați prin lume, care înțeleg nevoia orașului înțeleg să pună nevoia orașului pe primul loc și atunci nu avem conflicte și când n-ai conflicte nici nu prea ai de ce să-ți bați capul să le mediezi iar cu presa mie mi se pare că e destul de ușor să îi să-i bucuri. Să bucuri. Oh. Ce a ajuns presa? E ușor de mulțumit? Hmm. Mă, nu știu dacă ușor de mulțumit, dar să-i bucuri e destul de ușor. Pentru că dacă îți faci timp să le faci un program uh, adaptat nevoilor lor, și mai ales dacă reușești să nu joci la impuse cu ceea ce au de făcut și să lași lumea liberă să descopere, atunci lucrurile se întâmplă mult mai relaxat și mult mai simplu. Și cred că asta facem noi bine în echipa asta, în mod special partea de PR din toată povestea asta. și colega mea, Anca. Uh, care, fără de care, cred că am fi cu toții un pic mai rău <laughs> uh, aici. Uh, și da, libertatea și până la urmă neîncastrarea uh, ideilor lor. Uh -huh. Noi îi chemăm, îi lăsăm să bucure de oraș și uh, îi rugăm să scrie ce simt și cum simt fără niciun fel de regulă. Bun. Sfârșit de iunie, mult a fost, Puțin a rămas. Mult a fost, mult a rămas, dacă... Da, 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 acum altfel. Că au trecut emoțiile începutului pentru voi, pentru partea de organizare. La sfârșitul anului, cu ce, ce ți-ai dori să înțeleagă publicul, cei care sunt interesați de fenomenul acesta cultural de aici? Cu ce ai dori să rămână după acest an fabulos din Timișoara? În primul rând, aș vrea să rămână cu... Exercițiul mersului la evenimente, uh, cu exercițiul plății biletului la evenimente, asta din partea publicului, iar din partea autorităților, pentru că e o așteptare și acolo, uh, mi-ar plăcea foarte tare și tuturor că de aia muncim la povestea asta, să se înțeleagă nevoia de finanțare în continuare a proiectelor culturale de la Timișoara și nu numai. Dar de ce are nevoie de cultură? un oraș. Pentru că așa creștem. În primul rând, așa creștem la cap și asta e lucrul cel mai important în uh, misiunea noastră de a fi oameni, să creștem uh, în fiecare zi. Și până la urmă, pentru că avem nevoie și de un pic de relaxare, uh -huh. după ce ne trezim dimineața, mergem la muncă, uh, avem nevoie de teatru, de spectacole de circ uh -huh. contemporan de artă contemporană și de frumos în jurul nostru. Oltea Zambori, director de comunicare al proiectului uh... Timișoara Capital Europeană a Culturii 2023. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim multe și mulțumim și pentru sugestiile de la Bătălia hiturilor de astăzi. Puțin mai încolo ne descurcăm cu trupe Timișoare, sugerate de multe! Mulțumesc, mulțumesc de invitație și mulțumim încă o dată că ați fost uh, cu noi în Timișoara. Păi, mai să e timp, venim. că mai venim. sper să da. venim și mai spre sfârșit încă o dată. Deocamdată, în cât uh, voi stăteați de vorbă, eu cu Luca am zis că dacă tot am avut petrecere în dimineața asta, Luca a sugerat să avem ceva, Dragana? Băi, să avem ceva sau? în tonul petrecerilor cu care da. am obișnuit pe ascultători în ultimele zile de vineri și dacă astăzi nu s-a putut, sigur vom reveni de vinerea viitoare la această tradiție, iar astăzi vă oferim o Dragana Mircovici de aici din zonă. Ceva frumos și unic. Ne întoarcem imediat.